Bună seara, copii! În această seară vei asculta povestea despre cei 12 luni. Într-o casă simplă trăia o mamă cu două fiice. Elena era fiica ei biologică, iar Monica era fiica vitregă. Elena nu se ocupa de muncă, toată ziua lenevea și visa că va veni un mire bogat pentru ea. Însă Monica era cu totul altceva. Ea făcea toată treaba în casă și totul îi mergea bine. În plus, devenea mai frumoasă pe zi ce trece. Până când mama vitregă și-a dat seama că în acest fel, niciun mire nu va veni pentru Elena ei. Toți o vor dori pe Monica. Și ce se gândia? Că va trebui să scape cumva de Monica. Într-o zi de iarnă, Elena s-a gândit că vrea un buchet de violete. Îl va pune la brâu ca să poată să-l miroasă oricând dorește. Și mama vitregă știa imediat pe cine să trimită după violete. O va lunga pe Monica în ger și astfel va scăpa de ea pentru totdeauna. Și a poruncit direct Monicăi. Adu-i Elenei un buchet de violete, altfel te voi alunga din casă. Monica încerca să se apere. Dar unde aș putea găsi violete acum? Dacă Elena poate aștepta, la primăvară îi voi culege un buchet frumos de violete. Îndrăznești să-mi răspunzi înapoi? Fata vrea violete acum, primăvara orice fată are violete la brâu. Nu te întoarce acasă fără violete, spun eu, răgnea mama vitregă. Și astfel, nefericită, Monica a plecat să îndeplinească dorința imposibilă a surorii sale vitrege. A mers prin zăpadă ore întregi, dar nu a văzut nicio violetă, până când a ajuns într-o poiană unde ardea un foc mare. În jurul lui erau așezate 12 pietre și pe fiecare piatră stătea un bărbat înalt. Cei 12 bărbați erau 12 luni. Se schimbau regulat în funcție de luna care dormea în acel moment. Monica era înghețată de frig și i-a rugat pe luni dacă ar putea să se așeze lângă ei pentru o clipă și să se încălzească la foc. Desigur că te poți încălzi, fetițo. Și ce te aduce în acest ger atât de departe de toate așezările omenești? Mă duc să culeg violete pentru sora mea, a răspuns sincer Monica. Ce te-a apucat, fată dragă? Nu este timp să culegi violete, totul este acoperit de zăpadă, a spus Ianuarie, care stătea pe cea mai mare piatră pentru că el domnea în acel moment. Știu, dar sora mea și mama mea vitregă mi-au poruncit. Dacă nu le aduc, mă vor alunga de acasă, a explicat Monica. Ianuarie s-a uitat luni la Monica și apoi a făcut un semn către un alt bărbat din cerc. Frățioare Martie, vino și așează-te în locul meu. Martie a schimbat locul cu Ianuarie, apoi a ridicat un ciocan de lemn deasupra capului și l-a rotit de câteva ori. În jurul lui s-a topit zăpada, a răsărit iarba verde și din pământ au apărut câteva violete, exact destul pentru un buchețel frumos. Culege-le repede, a îndemnat-o Martie. Fericită, Monica a cules violetele și le-a mulțumit lunilor din toată inima, apoi cu violetele a fugit acasă la sora și mama ei vitregă. Când a deschis ușa, mirosul violetelor a umplut întreaga cameră. Elena și mama vitregă însă nu au fost atât de bucuroase cum se aștepta Monica. Au întrebat-o unde a găsit acele violete. Acolo, sus pe deal, crezi multe acolo, a spus Monica. Elena și mama vitregă se uitau la Monica cu ostilitate, dar nu au mai spus nimic. A doua zi Elena a poftit la căpșuni și mama vitregă a știut imediat pe cine să trimită după ele. Degeaba s-a împotrivit Monica spunând că nu are niciun sens să vrei căpșuni în ianuarie. Sub amenințări a trebuit din nou să plece în fric și viscol. Căpșunile desigur nu creșteau nicăieri. Singura opțiune era să încerce din nou să ceară ajutorul lunilor. Când a ajuns acolo pe jumătate înghețată, a salutat, s-a înclinat respectuos și a povestit ce a adus-o acolo. Dragi lunari, ajutați-mă, vă rog! Sora mea are poftă de căpșuni și nu le pot găsi nicăieri! Cum ar putea fi altfel, când este zăpadă și ger peste tot? S-a încruntat Ianuarie. Apoi a invitat pe unul dintre frații săi. Frate Iunie, vino și așează-te în locul meu! Iunie s-a mutat pe cea mai mare piatră și a rotit bastonul de lemn deasupra capului și în jurul lui a apărut verdeață, iar din pământ au crescut tufe mici de căpșuni. Într-o clipă erau acoperite cu căpșuni roșii, gata de mâncat. Iunie a invitat-o pe Monica să le culeagă repede și să fugă acasă. Emoționată, Monica a făcut așa și le-a mulțumit foarte mult lunilor. Când s-a întors cu căpșunile în colibă, nu a primit nicio recunoștință. Dar Elena s-a bucurat de căpșuni, de parcă poftele ei nu puteau să fie satisfăcute cu nimic. A doua zi, deja se plângea că are o poftă imensă de mere. A dat-o afară pe Monica spunându-i că fără mere să nu se întoarcă, altfel va avea parte de necazuri.
Săraca Monica a plecat direct pe pajiște, unde a întâlnit din nou pe frații Lunii. După ce a ajuns înghețată și cu lacrimi în ochi la focul cunoscut de pe pajiște, nu a mai trebuit să-i spice nimic. Ce dorește sora ta de data aceasta?" a întrebat direct Ianuarie. Surora mea are o mare poftă de mere, dragă Lună!" Frate Septembrie, vino și așează-te în locul meu!" l-a invitat Ianuarie pe fratele său. S-a așezat, a învârtit un ciocan mare de lemn deasupra capului și mărul din apropiere s-a înverzit. Au apărut muguri și s-au transformat în mere suculente, ceea ce a făcut-o pe Monica să se bucure. Vino și scutură repede câteva fetițo!" a îndemnat-o pe Monica. Monica a scuturat pomul până când au căzut câteva mere. Adună-le repede și du-te acasă, fetițo!" a îndemnat-o Septembrie. Monica a adunat ce a căzut, a mulțumit lunilor de 100 de ori și a alergat repede să ducă merele la Elena înainte ca acestea să înghețe. Elena s-a savurat foarte mult, dar nu i-a fost de ajuns. De ce sunt atât de puține? Oricum ai mâncat restul, tu leneșo, ce ești?" spuse ea nefericită Monicăi. Nu, surioară, nici măcar nu am mușcat. Ți-am adus toate merele pe care le-am scuturat din pom." Și unde este acel pom?" a vrut să știe Elena. Acolo, sus pe deal. Acolo era un pom plin de mere," a spus Monica. Când Elena a auzit că mai sunt destule mere acolo, și-a luat haina groasă, un sac pentru mere și a alergat spre deal. Nu o va lăsa pe acea nesătură să-i mănânce din nou toate merele. Când a ajuns pe deal, a văzut focul și s-a îndreptat direct spre vatră, fără să întrebe și fără să salute. Hei, bătrânilor, ați văzut un pom plin de mere pe aici?" a întrebat ea. Dar altfel, i-a insultat grav pe puternicii lunari. Ianuarie și-a învârtit bâta de lemn deasupra capului, cerul s-a întunecat, a venit o vijelie și a nins de parcă toate pernele cerului s-ar fi rupt. Pe Elena a luat-o vântul și a rătăcit prin ămeți înalți ca munții până când a slăbit și a înghețat. Între timp, mama Elenei o aștepta acasă, dar Elena nu era nicăieri. Elena se îndoapă undeva cu mere și nu mi-aduce și mie? Ei bine, trebuie să merg eu după ele." A plecat spre deal și a ajuns tocmai când vântul bătea cel mai tare. În viscolul de zăpadă și ea s-a rătăcit și în cele din urmă a înghețat. Monica le aștepta acasă cu nerăbdare câteva zile. Era îngrijorată pentru ele. Când în sfârșit s-a oprit vântul de nor și nisoarea, s-a dus la Lună pentru a afla dacă știau ceva despre sora și mama ei vitregă. Ianuarie o liniști. Nu te mai necăji cu ele, drăguță. Le-a întâlnit soarta pe care o meritau. Tu ai o inimă bună și ai avut de suferit din cauza lor. Întoarce-te acasă. Fericirea te va găsi." Monica s-a întors, deși îi părea rău de sora vitregă și de mama ei. Ura și răzbunarea nu și-au găsit niciodată loc în inima ei. După un timp, tristețea a trecut, gospodărea singură și mergea bine. Frumusețea și bunătatea ei nu au trecut neobservate nici de chipeșul fiu al primarului local. Monica a găsit și a plăcere în el, așa că în curând au gospodărit împreună și le-a mers de minune.